Ce mai faceți? Ne-a ajuns și comanda de pe Veggies. Nu cred că v-am povestit eu vouă, dar vă zic acum. Mă tot gândeam să-mi cumpăr un ulei de cocos pentru că am auzit la câteva fete cât de important este și ce efecte are asupra părului, efecte benefice, bineînțeles. Așa că am pus repede o comandă și astăzi mi-a ajuns. Eu am comandat de la Veggies.ro. Să știți că s-a mișcat destul de repede, cam în 2 zile cred că vine. Da, cred că 2 zile. Și mi-am comandat un ulei de cocos ecologic. Abia aștept să mă spăl și să mă dau cu el pe păr, să văd exact efectul. Mie îmi tot cade părul, nu știu exact cauza sau așa. Și oricum, acum m-am gândit că vreau să-l las și crească, nu mai vreau să-l tund, așa că trebuie puțină atenție și lui. Tot de acolo am mai comandat un balsam natural fortifiant cu infuzie de 37 de plante. Deci tot ce mi-am cumpărat este pentru păr. Ah, ba nu, mi-am comandat și o din asta pentru bronzat. Nu știu exact cum se va folosi, dar vreau să o încerc. Eu am crezut că sunt niște picături autobronzante, le dai pe față și cu asta, basta. Dar nu, zice așa, utilizare ca ingredient pentru formulări cosmetice autobronzante. Dozaj recomandat 1,5, liniuță 12%. E, aici m-a băgat în ceață pentru că nu știu exact ce vrea să zică cu treaba asta. Nu știu, voi ați încercat așa ceva? N-ați încercat? Știți despre ce e vorba? Eu momentan nu o să folosesc până nu mă documentez, ca să fiu sigură că nu fac vreo prostie. Vă dați seama, e pielea mea în joc. Bun, și am mai luat și acest balsam pentru păr, împotriva căderii părului. Acum, dacă vor fi bune sau nu vor fi bune, eu o să mai vă țin la curent aici. Și, da. Ce mi-a plăcut la ei, scria că totul, produsele sunt naturale și atunci am zis, hai să încerc și pe latura asta, poate îi dau eu scalpului meu prea multe chimicale și nu mai poate, săracul cade. Așa că, da, începem pe produse naturale. Ieri seara, mâine dimineață o să am ceva treabă. Sună și interfonul, stați așa. Acum filmez cu chestia aceasta, ring lighter-ul acela mic de lumină pe care vi l-am arătat în video anterior, produse comandate de pe Shein, adică cu acesta. Vedeți diferența? Așa fără, așa cu. Eu zic că se vede. Îmi place de mor. Bună dimineața, astăzi este sâmbătă. Știți că vă ziceam eu puțin mai devreme, adică ieri, despre, stați o secundă să vă arăt, soluția aceasta de bronzat, care nu știam exact cum se combină. Am zis să fac o probă, așa că am testat-o. Am testat pe o părticică din pielea mea simplă și pe o părticică am combinat eu cu puțină cremă de corp. Și știți ce a ieșit? Ia uitați! Deci pata aceasta, nu știu dacă o vedeți voi, este cu soluție simplă aplicată pe piele. Iar partea aceasta, vedeți că se vede, este cu soluție aplicată în combinație cu o cremă pentru corp. Da, momentan nu cred că o să mai mi-aplic pentru că nu știu exact cum se ia. Vreau să aștept în zonele astea unde m-am dat. Nu m-am dat pe toată mâna, m-am dat doar un pic, așa. Bine, un pic mai mult aici unde am combinat eu cu cremă, pentru că nu mi-am dat seama cât de mult se întinde crema aceea. Dar noi bai, se ia. Și acum nu mai vreau să o folosesc pentru că vreau să văd cum se ia, dacă se ia frumos sau dacă rămân pătată sau ceva de gen. Dar imediat ce aflu, știu cum o folosesc. Ori o folosesc simplă, de sine stătătoare, ori o folosesc în combinație cu o cremă cum am folosit-o și aseară. În altă ordine de idei, eu m-am aranjat puțin așa. Mi-am făcut un duș și acum vreau să văd cu ce mă îmbrac pentru că am bilete la teatru. Vreau să mă duc să văd o comedie, se numește De ce tocmai tu? Este o comedie despre două persoane, un cuplu, să zic așa, sau un viitor cuplu mai degrabă, care se iubesc, dar se urăsc, s-ar pupa, dar ar sta deoparte, o combinație din asta așa tare ciudățică, care
Eu cred că este destul de actual în zilele noastre și la noi în viața de zi cu zi se poate întâmpla chestia asta. Așa că, da, mă duc să-mi pregătesc outfit-ul și să plec la teatru. Piesa de teatru începe la ora 16:30, dar am zis să fiu un pic mai devreme acolo, poate beau ceva sau mănânc ceva, nu știu. Nu știu exact cum este aici, pentru că e prima oară când merg la teatrul ăsta, undeva pe la Unirii. Așa că vă țin la curent după ce mă întorc. Gata, m-am îmbrăcat, așa că acum plec la teatru. Abia aștept să văd cum va fi piesa. Nu știu, sper să-mi placă pentru că este o comedie. Am pe mine un... De fapt nu e compleu, vreau să zic că e un compleu, dar nu este. Este o bluză de la H&M și o pereche de pantalon tot de la H&M, puțin evazat. Eu le-am achiziționat separat pentru că am văzut la Anca Mădălina, doar că ea avea în sus un punch. Eu am comandat punch-ul, numai că în magazine nu se mai găsea, așa că l-am comandat și nu a venit. Dar din magazin, când am luat pantalonii, am zis să-mi iau și o bluză ca să fac un set ceva, așa că mi-am luat bluzița aceasta, desfăcută așa pe picior. Super drăguț, îmi place foarte mult. Da. Și am să mai pun pe mine paltonul ăsta galben și sunt gata de plecare. Iu! Bun, am revenit și de la teatru, acolo nu am filmat pentru că nu am vrut să deranjez pe nimeni. Să știți că piesa care se numește De ce tocmai tu a fost o piesă extraordinară, am râs. Ea a fost foarte interesant așa cu doar două personaje a jucat în toată piesa, dar a fost suficient. Piesa de teatru a început la ora 16:30 și s-a terminat în jur de 18 aproximativ. După care am mai ieșit puțin în centru vechi să mănânc ceva și acum am ajuns acasă. În centru vechi parcă nu mai e aceeași atmosferă ca altă dată. Nu știu de ce mi se pare așa puțin cam tristuță atmosfera, dar poate și din cauza pandemiei sau unde n-am mai ieșit eu de mult. Nu știu exact ce să zic. Cam asta este, mă duc să mă demachez și să mă pun la somn. Mâine, momentan, nu știu ce o să fac, dar vedem noi ce o să facem și mâine. Au trecut deja câteva zile, eu nu am mai filmat, cred că nu ne-am mai auzit de când am zis că am fost la teatru sâmbătă, adică. Da, nu s-a mai întâmplat prea multe chestii. Duminică am ieșit la film și am fost să mănânc puțin, iar dacă am ieșit la film și tot mă aflam prin mall, am zis să mai fac și câteva cumpărături, așa că de la New York mi-am luat bluzița aceasta. Este o bluză simplă, doar că mi se pare că se așează super frumos pe corp. Am probat-o ieri, de aceea este pe dos, doasă. Cu aceste cordeluțe, să le zic așa, care se leagă în talie. Am să o probez și o să vă arăt. Asta a fost undeva în jur de 50 de lei, 49-50 de lei, nu mai am exact bonul. Și mai mi-au luat și două maiuțuri simple. Asta e așa de necesitate. Bun, unul alb, unul negru. Și am mai găsit această vestă de la... tot de la New Yorker am luat-o și vesta aceasta e scurtuță, dar mi se pare genială, doamne, cât de încântată sunt de ea, o să le probez imediat și o să vă arăt. În schimb, ieri toată ziua, ce credeți că am făcut eu? Am așteptat să-mi vină televizorul, eu prin decembrie, așa, nu mai știu exact, cred că pe la jumătatea lunii decembrie, am sunat la un service de la Altex, un serviciu autorizat pentru a veni să-mi facă televizorul, pentru că eu stăteam în living și mă uitam la un film, Marco Polo parcă, sau nu mai știu exact ce film, un serial mai exact, și am văzut așa că la un moment dat imaginea de la televizor s-a împărțit pe jumătate, o parte era luminată cum era de obicei, iar cealaltă era mai întunecată. Prima oară am avut tendința să cred că nu ar fi o problemă la televizor, ci o problemă la modul în care au filmat ei filmul. Dar am stat așa cam tot episodul până s-a terminat să observ care este faza.
Și pe urmă am dat de pe Netflix, am schimbat pe TV și am observat că ceva era în neregulă cu televizorul meu. Așa că m-am pus repede să caut garanția și ce să vedeți. Televizorul meu a ieșit din garanție. Nu știu cum se întâmplă, dar în momentul în care un produs iese din garanție, gata, se strică. Deci parcă zici că e un făcut așa, nu-mi dau seama ce se întâmplă, dar da, televizorul meu a ieșit din garanție prin septembrie, cred, și în decembrie s-a stricat ceva la el. Ca să vedeți, s-a ars mai exact. După care eu am fost plecată în Republica Dominicană și televizorul deja era la service, am mai sunat când am revenit, undeva pe la începutul lui ianuarie, mi-au zis că nici măcar nu au ajuns piesele, ceea ce mi s-a părut un pic ciudat așa, pentru că televizorul era undeva de pe 15 sau 18 decembrie la ei și eu sun după vreo 2 săptămâni și ei îmi zic că nu-i gata. Nici măcar n-au comandat piesele. Ok, bine am zis, n-o fi asta paguba. Ideea e că ieri trebuia să-mi vină televizorul, că m-au sunat în sfârșit că e gata. Și mai pe seară, așa, după ce am stat toată ziua acasă și am așteptat televizorul, mai pe seară mă sună domnul și îmi zice că nu mai vine astăzi și că o să-mi-l aducă gen mâine la prima oră. Așa că și azi aștept televizorul. În altă ordine de idei, mă vedeți cu prosopul acesta în cap, pentru că vă arătam eu mai devreme, vă arătam că mi-am comandat niște produse pentru păr, printre care și un ulei de cocos. Ei bine, aseară mi-am pus ulei de cocos în păr și l-am ținut așa peste noapte, iar acum m-am spălat la cap și vreau să văd cum îmi rămâne părul după ce-l și usuc. Încă nu am apucat să folosesc bandana aceea de ondulat, care am cumpărat-o de pe Shein, dar azi nu cred că am timp și nici chef, ce-i drept, dar o vom folosi, poate într-un nou video. Cred că tot în videoul acesta vă ziceam eu că aștept și un pouch de la H&M. În momentul în care vă arătam eu cu ce am fost îmbrăcată la teatru, vă arătam o bluză și o pereche de pantaloni, puțin evasat jos. Și ziceam eu atunci că am mai comandat și un punch tot de la H&M. Ei bine, ce credeți? Ieri a venit punch-ul. Jin mi-e mare! Deci arată ca o pătură, nici nu în cap aici. O să-l pun pe mine să vedeți că orice i-aș face nu se așează de niciun fel. E super mare, deși mărimea este XSS. Nu înțeleg la un XSS de ce l-ai face atâta, pentru că ăsta este pentru un ML, cred. Dar nu, sunt foarte dezamăgită de ăsta. Cred că cel mai probabil o să-l returnez, că nu am ce să fac cu el. O să vedeți și voi că arată groaznic pe mine. Parcă mă înghite așa cu totul. Dar, bun, haideți că mă duc să mă usuc la păr. După care probez ținutele acestea să vi le arăt și vouă cum arată pe mine. Maiuțule, nu cred că le mai pun pentru că sunt două maiuri basic și nu are rost. În schimb, o să vă arăt cum vine bluzița aceasta, vesta și panciu. Panciul ăsta orice îi pune, că vrei să-i pui o curea, că vrei să îl strângi cumva, nu are nicio logică, nu se așează de niciun fel. Dar vă arăt imediat. Bun, haideți că am pus și bluzița aceasta pe mine. Cam vedeți, mie îmi place foarte mult cum se vede sfoara aceasta așa legată. Nu că aș avea un abdomen prea bun pentru așa ceva, dar până la vară, bine o fi că mai e timp. Mie îmi place cum se așează și v-am zis, a fost în jur de vreo 50 de lei maxim, 49 sau 50 de lei. După cum ziceam, maiurile acelea nu o să le mai probez, așa că să vă arăt vesta aceasta care sunt extrem de încântată de ea. By the way, între timp m-am uscat un pic la păr să văd cum se așează. Să știți că de la uleiul acela de cocos mi se pare un pic mai mătăsos și parcă are o strălucire așa, un glow mai drăguț. Dar o să vă țin la curent. Și cred că, sau nu v-am zis, ori v-am zis, ori nu v-am zis, nu mai mi-aduc bine aminte, că eu mai folosesc și un tratament împotriva căderii părului de la Gerovital. Așa că o să aștept în jur de vreo lună, o să-l tot folosesc și o să vă zic un feedback dacă funcționează sau nu.
Ia uita, ziceți voi că nu-i drăguță rău și vesta aceasta cred că a fost 99 de lei, dacă mi-aduc eu bine aminte. Dar îmi place super mult. Are și două dușunorașe unde poți să pui mâinile în caz că ți-e frig. Da. Asta îmi place de mult. Bine, și bluza îmi place la fel de tare. Și mi se pare că e așa. Și sport. Dar e și ceea ce trebuie pentru zilele astea. Chiar ați observat că acum, deși seara este frig, dar ziua cu atâta soare, mi se pare normal. Îți iei o bluză și o vestă ca asta, exact ce trebuie. Da, super tare. Și acum pauncul acesta de care îmi pare așa de rău că nu vine. O să-l pun și pe acesta pe mine. O să las bluza pe dedesubt că nu are sens să o mai dau jos. Ea oricum e atât de groasă încât să deranjeze pe ceva pe dedesubt. Deci, nimic nu-mi place la pauncul ăsta. În primul rând, gulerul acesta care mi se pare super mare și se vede că mi-e mare. După care și aici cum se așează, ia uitați. Cum, Doamne, iartă-mă, asta să fie mărimea XSS? Cum? Ideea e că mai mic oricum nu avea. Și nu pot nici să-i pun o curea, pentru că se prinde aici în pliuri, atât de multe pliuri. Am încercat să-i pun o curea doar așa, adică să o bag pe aici prin spate, pe interior, și să o pun doar în exterior. Dar tot se vede urât. N-am ce să-i fac. Ca dimensiune nu mă deranjează, vine ca o rochie, dar ca lungime mă refer. Dar mă deranjează cum se vede, ei zici că sunt agățată într-un pom. Și la spate se vede urât. Da, mare, mare ghinion am avut cu panciul ăsta. Dar nu e problemă pentru că v-am zis, vreau să-l returnez. Nu știu exact care este politica la H&M de returnare, dar o voi descoperi. Și am uitat să specific că este marți, ora 9 dimineața, așa că m-am trezit de dimineață, m-am trezit pe la 6:30, cred, pentru că am zis să mă fac toate treburile astea dis de dimineață, să-mi rămână toată ziua liberă pentru a face și alte activități. Am uitat să specific că, de fapt, acum am observat, nu că am uitat să specific, mi se super electrizează părul. Acum nu știu dacă o fi de la uleiul de cocos sau pur și simplu că e proaspăt spălat și nu i-am făcut nimic, doar l-am uscat un pic cu feonul și atâta tot. Dar să mă duc să-i pun niște ulei și ulei pentru strălucire sau pentru, nu ulei de cocos, alt tip de ulei. Și cam atâta. Și voiam să vă mai țin la curent cu treaba aceasta cu bronzatul. Se mai vede un pic aici, mâna aceasta este mâna unde am dat doar cu cremă din aceea, cu soluție de fapt, iar partea aceasta este unde am dat cu soluție, asta este unde am pus soluția amestecată cu o cremă. Parcă asta se vede mai urțel. Dar încă aștept să văd cum se ia până dispare definitiv și atunci o să văd exact cum îmi aplic pe tot corpul. Dacă mi-o aplic simplă sau mi-o aplic în combinație cu o cremă. Bun, cam asta este tot. Mă duc repede să-mi fac și eu ceva de mâncare pentru că mi-e foame. Să-mi beau o cafeluță și după așteptăm televizorul să vedem vine, nu vine și azi. Eu vă super ultra mulțumesc pentru vizionare și suport. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul și să-mi dați un like dacă vă place. Mulțumesc tare mult! O zi sau o seară minunată vă doresc!